După un an de pauză, din cauza pandemiei de coronavirus, festivalul Strada Românească a revenit în orașul israelian, fondat de evrei din România, Zichron Iacov. Ediția a treia a festivalului a fost organizată de Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, împreună cu partenerii săi, Primăria Zichron Iacov și organizațiile israelienilor originari din România, Amir și Hor. Ca și la precedentele două ediții, publicul israelian a participat în număr extrem de mare la eveniment, sosind cu miile din toate colțurile Israelului pentru a lua parte la cavalcada de programe culturale românești. Programele au avut loc în aer liber, în spații din centrul vechi al orașului Zichron Iacov, ale cărei baze au fost puse de evrei veniți din România, din Moinești, județul Bacău, în anul 1882, primăria orașului dorind să valorifice această importantă și relevantă moștenire istorică. Astfel, pe parcursul serii de 26 septembrie 2021, din timpul sărbătorii corturilor Sukkot, strada pietonală din Zichron Iacov a găzduit contribuții culturale românești, precum muzică, dans, folclor, spectacole de teatru, film, ateliere de creație. Alături de partenerii de proiect, Institutul Cultural Român Tel Aviv a fost prezent și printr-un stand de informare, unde au fost oferite materiale de interes general, au fost prezentate de asemenea activitățile și evenimentele organizate de ICR Tel Aviv, au fost distribuite materiale de promovare, precum și materiale turistice. La ceremonia de deschidere a festivalului Strada Românească, publicul a fost plăcut surprins de prezența cunoscutului jurnalist israelian, originar din România, Otilo Shomvolvi. Acesta l-a invitat pe scenă mai întâi pe primarul orașului Zichron Iacov, Ziv Deshe, care și-a exprimat satisfacția pentru continuarea tradiției festivalului Strada Românească, precum și intenția organizării unei ediții festive în contextul împlinirii în 2022 a 140 de ani de la înființarea așezării Zichron Iacov prin contribuția evreilor originari din România. Excelența sa, domnul Radu Ioanid, ambasadorul României în Israel, a accentuat la ceremonia de deschidere a festivalului că România este mai săracă astăzi pentru că a pierdut o mare parte din comunitatea sa evreiască. Martin Salamon, directorul Institutului Cultural Român Tel Aviv, a declarat: festivalul Strada Românească poate fi numit proiectul principal de diplomație culturală și publică al ICR Tel Aviv. Am reușit să creăm o tradiție, un mare eveniment anual, care a devenit un punct de referință pentru toți israelienii originari din România. Eli Shahar, vicepreședintele Amir, a menționat contribuția evreilor români la dezvoltarea statului Israel în diverse domenii de activitate, de la știință la cultură. Zeev Schwartz, președintele organizației Hor Israel, a făcut o scurtă trecere în revistă a colaborărilor dintre diversele organizații ale evreilor români din Israel. Evenimentul, care a atras un număr impresionant de vizitatori, a cuprins următoarele manifestări: concerte de muzică balcanică susținute de Sumsum Band, concerte de muzică românească, klezmer, balcanică și dansuri susținute de Taraful Ciocârlia, proiecția filmului România neîmblânzită, coproducător Alex Păun, dansuri folclorice cu trupa de dansuri de tineret Zamarin, poveștile bunicului,
spectacol interpretat de Teatrul Karov din Tel Aviv. Ateliere de decupaj pentru copii și adulți cu Zipora Niman. Vrăjitorul din Givat Dada, spectacol de teatru de păpuși, ateliere de creație Dada, produse de muzeul Jean-Claude Dada din Ain Hod. Artă stradală, personaje din Aliaua românească din Zicroniacov, interpretate de artiști locali. În sfârșit, un tur ghidat al orașului cu Avi Dascal, intitulat Sioniști români curajoși în Zicroniacov. Thank you.